Până la data de 3 martie, pe teritoriul României au fost confirmate 812.318 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus COVID-19. 746.779 de pacienți au fost declarați vindecați. Coeficientul infectărilor cumulate la 14 zile raportate la mii de locuitori, calculat de către direcțiile de sănătate publică, care depășește valoarea 3, este regăsit în Timiș 5,24, Cluj 3,42, iar Brașov, Ilfov și Maramureș 3,04. Media la nivel național a coeficienților de infectare Cumulată la 14 zile este 2,24. Cele mai multe cazuri se regăsesc în București, 130.882, urmat de Cluj, Timiș, Iași, Brașov, Constanța, Ilfov, Prahova și Bihor. Județele care au înregistrat cele mai multe cazuri în ultimele 24 de ore sunt București cu 707 cazuri, urmat de Timiș, Cluj że Ilfow Jaś Iar la celălalt pol, cu cele mai puține cazuri înregistrate în ultimele 24 de ore, se află Olt cu 19 cazuri, iar în Buzău au fost înregistrate 20 de cazuri. Până astăzi, 20.586 persoane diagnosticate cu infecție cu SARS-CoV-2 au decedat. În intervalul 2-3 martie până la ora 10 au fost raportate 77 de decese, 37 femei și 40 bărbați infectați cu noul coronavirus. Dintre acestea, un deces a fost fost înregistrat la categoria de vârstă 30-39 de ani, 3 decese la categoria de vârstă 40-49 de ani, 7 decese la categoria de vârstă 50-59 de ani, 19 decese la categoria de vârstă 60-69 de ani, 21 decese la categoria de vârstă 70-79 de ani și 26 decese la categoria de peste 80 de ani. 75 dintre decesele înregistrate sunt ale unor pacienți care au prezentat comor iar doi pacienți decedați nu au prezentat comorbidități în urma testelor efectuate la nivel național față de ultima raportare, au fost înregistrate 4.278 cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv. Distinct de cazurile nou confirmate în urmare testării pacienților care erau deja pozitivi, 966 de persoane au fost reconfirmate pozitiv. În unitățile sanitare de profil, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 8700 195, dintre acestea 1032 sunt internate la ATI. Până la această dată, la nivel național, au fost prelucrate 6.079.276 de teste real-time PCR și 324.488 de teste rapide antigenice. În ultimile 24 de ore au fost efectuate 26.392 de teste real-time PCR, 17.749 în baza definiției de caz și a protocolului medical și 8.643 la cerere și 8.600. 299 de teste rapide antigenice. De asemenea, de la ultima informare, au fost raportate și rezultate la 225 teste prelucrate anterior ultimilor 24 de ore și transmise până la data de 3 martie. Rata de pozitivare a testelor efectuate în ultimele 24 de ore este de 12,2%, iar evoluția ratei de pozitivare de la introducerea măsurilor de carantină parțială în România poate fi observată în graficul alăturat. Pe teritoriul României, 43.457 de persoane confirmate cu infecție cu noul coronavirus sunt în izolare la domiciliu, iar 12.527 de persoane se află în izolare instituționalizată. În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 3523 de apeluri la numărul unic de urgență 112 și 719 la linia tălverde verde 0800 800 358. Ca urmare a încălcării prevederilor legii 55 din 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, polițiștii și jandarmii au aplicat în data de 2 martie 5.087 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 860.000 lei. În ceea ce privește situația cetățenilor români aflați în alte state, 23.469 de români au fost confirmați ca fiind infectați cu SARS-CoV-2 coronavirus. De la începutul epidemiei și până în acest moment, 186 de români aflați în străinătate au decedat. Dintre cetățenii români confirmați cu infecție cu noul coronavirus, 798 au fost declarați vindecați. În intervalul 19-25 februarie 2021 au fost raportate 2 21.765.152 de, de, de cazuri în Uniunea Europeană. Cele mai multe cazuri au fost înregistrate în Franța, Italia, Spania și Germania.